Eu am început să cânt pe la 5 ani, 4 ani, cam așa am început să cânt și deja la 6 ani cântam. Și eu mai cântam pe la diferite ocazii, mă punea tata să cânt pe la prieteni cel mai des. Și știu că aveam succes, se minunau atunci prietenii tatălui meu de mine. Și toate astea mi-au fost confirmate pe la 10 ani, când deja am câștigat un premiu internațional, după aia pe la 13 ani, și de aici au început succesele să vină destul de dese. Cred că e mult mai puțin important succesul decât performanța, că urmărești tot timpul să faci performanță prin ceea ce faci tu ca artist. Vă spun, și am încercat tot timpul să fac lucruri noi, lucruri pe care eu să le fac prima oară. Nu mi-a plăcut niciodată să cânt ceea ce alții au cântat înaintea mea. Am trăit cu un principiu, tot ce se învață e de mâna a doua, e de second hand. Și mi-a plăcut că în momentul când am început să mă impun ca și artist, ca și să vin, să intru pe piață, cum se spune, văd că sună extrem de urât cuvântul ăsta, atunci am venit cu propria mea concepție despre muzică. Eu practic am început să cânt în Occident, în străinătate. Eu nu știu, de mic, da, eu nu știam cum e să cânt în România, de exemplu. Eu cântam foarte mult în străinătate, eram invitat la festivalul, după aia am avut manager în străinătate care m-a tot plimbat în toată lumea, pe la diferite festivaluri, aveam deja concertele mele, mai târziu încă spre 20 de ani. Eu nu știam cum e să cânt în România, eu veneam în România în vacanță, stăteam destul de puțin, după care plecam înapoi, unde cântam de fapt. În România am început să cânt din 2000, când în România, după 2000, la nivel de scară mare, ca să spun așa, când în România deja au început să deschidă noi orizonturi către cultură, unde se simțea o schimbare destul de mare pe plan artistic. Și în momentul ăla aveam și eu pârghiile ca să pot să-mi pun proiectele în aplicare. Până atunci mi-a fost extrem de greu să vin cu ceva pe piață. În primii ani de după 1990, Marius Mihalache, adolescent fiind, cânta într-un loc de referință pentru boema artistică bucureșteană, împreună cu ceea ce se numea Filarmonica Șarpele Roșu. Povești, clinchet de pahare ciocnite, poante, dansuri, specificul zgomotului de fond era întotdeauna dat mai încet, din ce în ce mai încet, atunci când cânta Marius Mihalache la țambal, Rachmaninov, Chopin sau Mozart. Urma mereu acel superb omagiu sonor, aplauzele prelungite.